Bun. Haide să ne machiem. Ne facem machiajul nostru de zi cu zi. Mai am aici într-un tester niște fond de ten. Așa. Și îl întindem repede. Trebuie să-mi iau și oglinda, că nu mă văd. Trebuie să ajung neapărat la F64. Ori să-mi iau o cameră nouă, ori să-i fac ceva la asta, că e haos total. Dar e foarte rău aici, cred că o să-mi iasă iarăși un crater. Dăm și pe urechi. Așa. Sincer, mi este puțin dor de solar. Dar nu pot să merg din cauza tatuajelor. Se aude pe fundal și bebe, se usucă la păr. Nu știu de ce presimt că o să merg să-mi fac unghiile iarăși, pentru că mi le-am zgriat, am tot făcut treabă și am înțeles că trebuie să ajut și la nuci. Mergem la părinții lui bebe și dacă îi ajutăm la treabă, s-ar putea să rămân, nu să rămân fără unghii, dar să mi le fac destul de urâțele. Oricum nu pot să cureț nuci cu mănuși, naiba am mai văzut. Așa că nu știu de ce presimt că o să merg iarăși la unghii. Eu oricum sunt obsedată, rar stau 4 săptămâni cu ele. Doar cine știe cum să nu mă intersectez cu fata unde mi le pun, în rest nu le suport absolut deloc. Crescute. Fixăm cu puțină pudră. Gata și make-up-ul nostru. Ne pieptănăm puțin și mergem să cumpărăm o instalație, pentru că cea de aseară era prea scurtă. Să vedem ce mai cumpărăm. Nu știu. Mergem și la un supermarket ceva. Sper să mai găsim o instalație, că ce-i drept, în ultimele dăți când am fost la Pepco, n-am mai găsit nimic și pe aici chiar este singurul magazin de genul. Nu știu de unde aș putea să cumpăr din altă parte. Ținuta de astăzi. Bluzița de la Vivienne. Acest paltonaș care este destul de subțire. Pocăncei. Brăduțul nostru. Imediat îți aduce mami o instalație. Sper să găsesc. Țineți-mi pumnii. Am pus la ușă decorațiune. Am făcut și cumpărăturile. Am zis că luăm doar instalație și ca de fiecare dată am mai intrat și prin alte magazine. Vreau să vă arăt fesul ăsta super drăguț. L-am luat din Deichmann și am dat doar 50 de lei pe el. Este foarte, foarte, foarte gros și foarte frumos. Mai era și pe un albastru foarte deschis, un baby blue, așa. Mi-am mai luat acest mascara waterproof, știi că, de la Catrice. Nu e ca și cum nu aș avea destule, doar că, na. Am zis să-l încerc. Sorbante zilnice. Mi-am luat aici niște reviste. Cum îți dai seama că îmbătrânești atunci când începi să iei revistele de prin magazine.
O să mă uit mai târziu. Am luat două din greșeală, cred. Aici avem o pungă mare de la Kaufland, le scot imediat. Am uitat să-mi iau un concealer, dar îmi iau eu. Pusa mea este de la Only Best Device. În curând o să avem un mega, extra, super, wow giveaway împreună, așa că fiți aproape. Nu vă spun încă despre ce este vorba, dar o să vă placă cu siguranță. Așa, și haide să vedem. Mi-am luat pufarine, aveam poftă. Astea sunt al lui Debe pentru Netflix and Chill. Eu am zis să încerc combinația asta, coaste de vită la grătar. Și văd că ceva și cu usturoi și piper. Sper să fie bune. N-am încercat niciodată și am zis haide să încerc. Sfatul meu este atunci când vă duceți la cumpărături să nu vă duceți niciodată flămânzi, că luați toate de foame chiar. Așa. Am luat un unt pentru fursecuri, făină. Mâncam cu prietena mea din Spania, din Madrid, când lucram împreună. Muream după. De fapt, ea m-a și corupt cumva la acești pufuleți. Am luat niște pene, niște, ce avem aici, cacao, salam. Am luat din acestea pentru fursecurile de Crăciun. Ce mai avem aici? Esență de vanilie, de rom, praf de copt, zahăr vanilat. Nu eram sigură dacă mai am, așa că am fost nevoită să mai iau. Danet, iarăși esență de portocală. Aceasta este instalația pe care o vom pune în brad. Așa. Ce mai avem aici? Drojdie pentru cozonaci, praf de copt iarăși. Aici mi-am luat eu ceva specialitate ardelenească, cică. Aveam poftă de șuncă cu ceapă. Slănină cu ceapă, cum se zice la noi. Și n-am găsit ceva mai bun, așa că am zis să încerc chestia asta și mi-am luat, evident, ceapă roșie. Nu știu de unde pofta asta. Bebe și-a luat jumări. O să facă și mama, pentru că astăzi au tăiat porcul, din ce am înțeles. Doar că na, când te ia pofta, v-am spus, nu vă duceți flămânzi la cumpărături, că luați multe, multe chestii. Bun, ce avem aici? Parmezan. Și Bebe, n-am fost la Lidl să luăm bacon. Ăsta e pentru tine? De fapt, cred că vi l-am mai arătat odată. Ce mai avem aici? Lapte pentru sora lui Vlad. Evident, ceapa roșie pentru slănină. Eu nu mai am loc aici pe masă. Am mai luat niște iaurturi din acestea. Sunt foarte bune. Ananas. Mi-era poftă. Am vrut să-mi iau ananas normal, nu așa. Doar că era foarte, foarte verde. Mai aveam poftă de castraveți la oțet. Nu știu ce-s cu poftele astea. Iaurtul meu. Bun, rău de tot. Lămâi pentru creme. Niște cașcaval și niște esență de vanilie și de lămâie. Și cam atât, hocus pocus, 300 de lei. Am luat-o din Kaufland, în Pepco nu am mai găsit absolut nimic. Nici în Kaufland nu prea mai erau chestii, dar am găsit-o și la reducere. Era undeva la 50 de lei sau ceva de genul și mi-am luat-o cu 19 lei. Am luat de data aceasta o instalație colorată. Hai ca o aranjată dacă e. A, e cu două rânduri. Ce interesant. Recapitulare, nu are un capăt, este așa, gen. Așa, până aici. Practic nu este despărțită. Așa că o să vedem cum o punem. De ce să mai pun instalație în brad? Că eu strălucesc mai tare decât el. Nu.
as true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. Acum e bine. Na 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 na. Pui na 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 na. Na 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 na. Let us know, let us know, let us know. Do 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 do. Uitați, brăscuța. Say what? Uitați, uitați, uitați. Justin Bieber e cu mine. Ciao. Din păcate, nu am fost atentă și nu m-am uitat la chestia aia de la instalație de la capăt, gen, și nu are ceva să circule lumina, să se miște, efectiv stă pe loc. Și eu am crezut că are și m-am dus foarte tare la priză, entuziasmată, am prins viteză și când colo, da, oricum este frumos și așa, chiar e frumos. Hiu! Arată foarte bine, foarte bine! Test suprem, haide să vedem dacă e bună slănina noastră pe care am luat-o, pardelenească sau ce-o fi. Mamă, ce șoriș tare are. Dar mă, rău. Nu vreți să știți că mănânc ceapă și nu să mă mai pupe, bebe. Nu se rupe. Am tăiat-o bine rău. E bună rău. N-am mai mâncat așa. E pe la bunicii mei de pe acasă. E bună rău, nu? Dar ceapă, cu ceapă, nene. Cu ceapă, extraordinar. Pe prietena mea o mai vedeam mâncând slănină. Acum câteva zile am văzut-o, de fapt. Pe videocall. Și mi-a făcut poftă și vorbesc cu gura plină, da. Se iartă tura asta. E delicioasă. Să avem poftă, ne vedem după. A few moments later. Am mâncat la slănină cu ceapă până mi-a picat. Până mi-a venit rău, mi-a picat prost la stomac. O să mănânc niște castraveți la oțet să-mi revin. Nu mai fac nimic azi, editez și mă bala somn. Și asta a fost ziua de astăzi. Și mi-a fost. Bine, să vomit. Pofte, vomitături, stai liniștiți, nu o să avem un nepoțel. Dar nu. Când mănânci pe foame și pe grabă și pe fugă și pe... A fost bun? Ți-a plăcut? Senzație. A fost așa, ca la țară. Mi-a plăcut mult de tot. Dar jumările alea-s bune? Vrei să guști? Nu, că nu-mi plac. Nu-mi plac nici făcute de mama. Nu. S-a așa cu carne, știi? A, da? Mm-hmm. Unde s-a și mie castraveția aia, te rog. Stai, să facem testul pe cameră și la castraveți. Nu prea erau așa, cine știe ce, erau foarte mari. Mie îmi plac ăștia castraveții la oțet micuți. Nici nu știu ce să spun, nu-mi este sufletul gol, aș vrea iar să te aduc. Peste tare ce dor am rămas, fără glas, nu rămâne. Nici nu știu ce să spun, nu-mi este sufletul gol, aș vrea iar să te aduc. Niște brațe ce mor, nu mă știu. Am rămas fără glas, bun rămas. Nu pot să cred ce mai zis și noi mâncarea asta. Dărâmăm tot. Acum. Mai dau? Mhm. Bun, rău.